mulțumim anumite templone care a mai fost prezentă la serile noastre și în continuare cine vrea să se scrie? Prezentă o parte? Iubiți frate Hristos, mulțumesc mult pentru această invitație. Mai ales că este vorba de poetul Daniel Turcea și probabil că avem în față cazul unui om de vârstă românii care a reușit să asimileze cel mai mult mesajul filocaliei. Ceea ce, desigur, nu este puțin lucru. Părintele Sofian vorbind despre un alt convertit, poetul Daniel Sandu Tudor, interesant pentru Sofian, i-a convertit amândoi. A fost, de fapt, a fost un mai apropiat de Părintele Sandu Tudor și l-a convertit pe Daniel Turcea și vorbind despre Sandu Tudor, spune unul care se convertește și la Daniel Turcea, spunea: una este cultura cu mândria ei, care te poate depărta de Dumnezeu, te poți pleca în cultură, și alta este cultura cu duhovnicia ei, care te poate apropia de Dumnezeu. Astfel de personalitate, cum este Daniel Turcea, desigur, le interesează, le dau sens, atât ca persoană, cât și ca neam. Eu am aici o comunicare, se numește Dumnezească Euharistie în textul lui Daniel Turcea. N-am să știu chestia pe toată, că e destul de lungă. Poetul Daniel Turcea este un caz cu totul aparte în literatura română. După ce în anul 1970 a publicat volumul de versuri Entropia, o operă de mare succes care nu avea nimic în comun cu crezul creștin, în anul 1978 apare volumul Epifania, care este o mărturie cutremurătoare în un regim ateu, a unui vieți trăit într-un Hristos. Peste un an de zile, la emblematica vârstă de 33 de ani, poetul va muri din cauza unei forme necunoscute de cancer. În anul 2011, editura Doxologie a publicat sub titlul de Epifania un volum de versuri Daniel Turcea, în care putem citi poezii scrise spre sfârșitul vieții, unele chiar pe patul de spital, alături de versuri publicate și în volumul omonim din timpul perioadei comuniste. Această carte se aseamănă într-un fel prin conținut și dimensiuni cu celebra scriere Teologia Mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul. În foarte puține și dense pagini, atât Sfântul Dionisie Areopagitul cât și Daniel Turcea vorbesc despre părtășia la mari taine ale misticii răsăritene, în fața cărora cuvintele se arată neputincioase. În acest sens, poetul exclamă în poezia intitulată Rugăciune 2: dar cum poți alcătui metafore când totul este altfel? Privite dintr-o perspectivă teologică, versurile din actualul volum Epifania sunt un adevărat rezumat într-un registru poetic modern al vorbelor filocaliei. Multe din poeziile Daniel Turcea nu pot fi înțelese în profunzime decât de persoanele care sunt obișnuite cu practica rugăciunii. La niciun dintre poeții români nu găsim frumusețea mistică și profunzimea duhovnicească ce radiază din versurile acestei cărți. Citind și volumul biografic scris de Lucia Turcea, sora poetului, ne convingem de faptul că nu avem de-a face cu o simplă poezie despre Dumnezeu, ci este vorba de o transfigurare în plan poetic a unei comunicări și comuniuni intime între artist și Tatăl Ceresc. Este o poezie în genul inelor Sfântului Simeon Neoteolog, care Daniel Turcea s-a întâlnit și a vorbit de cum i-a mărturisit surorii lui. În versurile din volumul Epifania se regăsesc teme majore ale mistice ortodoxe, dintre ele numărându-se și cea a unirii credinciosului cu Iisus Hristos în Dumnezească Euharistie. Taina Sfintei Trei, întruparea Cuvântului Dumnezeu și Sfânta Euharistie pot fi considerate cele mai mari taine ale creștinismului. Ele sunt strâns legate între ele și rezumă, concentrează întreaga învățătură creștină. Prin împărtășirea cu vrednicie din Sfintele dumnezeiește și înfricoșătoarele taine, are loc o spiritualizare a artistului, care la rândul său poate crea zbitor opere de artă sub peceta adevăratei iubiri. Toate aceste aspecte se regăsesc în viața și poezia lui Daniel Turcea. După convertirea sa, el s-a delimitat cu mătăriul de primul volum de versuri, publicat în 1970,
spunând că prin ceea ce a scris în entropia a depărtat probabil de adevăratul Dumnezeu. După ce va începe să se împărtășească din harul nezirita Sfintelor Taine, viața și poezia sa vor fi o continuă mulțumire și doxologie adusă din Dumnezeu. Poetul, ca și Sfântul Simeon Teolog, vorbește mult de lumina necreată, care este însăși iubirea, însuși adevărul. Atunci când se împărtășește, trăiește în această lumină, așa cum vedem și în poezie, lumină din lumină și bucurie. Taină pogoară, rămâi în taina ființii mele lăcași, ție întreită lumină, fi tăcerea mea, fi cuvintele mele. Și lumină în mine ca în cerul răsat, trup și sânge, pâine și vin, îngerii nu îndrăznesc să privească potirul, dumnezeiasca hrană, și cum din pământ fiind să cuprind, cort să-i fiu și altar, celui ce în cerul de har nu se poate de îngeri în cer să se cuprindă, și cum întreg să le am Dumnezeu în mine și să mă apropii de eternitate mereu. Darul dumnezeiește de Euharistie rodește într-o inimă plină de jertfă și de căință. Această intensitate a trăinii momentului Sfintei Cuvinecături de către Daniel Turcea se datorează și stării sale de profundă omilință și pocăință. Poetul, cu ajutorul lui Dumnezeu, trece de la o viață împătimită, înlimbată de lăbărul luciferic, la o viață cu adevărat cristică, încât duhovnicul său, Ava Sofia Moghiu, exclamă după moartea poetului: noi cei care am rămas nu suntem vrednici nici să ne gândim la smerenia pe care a avut-o Daniel Turcea, dar să o atingem. În poezia Trezvie, Daniel Turcea vorbește despre însemnătatea umilinței. Cum n-am trăit, cum nu pot spune, numai smerita cugetare și darul lacrimii învietor, cum doar blândeții se împarte, se poate face punte peste moarte, peste lume, mutând în mare întunecatul munte. Cel mai important moment al Sfintei Liturghii îl reprezintă prefacerea darului de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului. Trebuie spus că Dumnezeiască Euharistie este o actualizare, nu o repetare a jertfei Mântuitorului de pe Golgota. Jertfa de pe Golgota și jertfa eucharistică sunt inseparabile, alcătuind o singură jertfă. Totodată însă trebuie să fie și distinse una de cealaltă. Ele alcătuiesc unul și același om al vieții de har rădător, sădit de Dumnezeu pe Golgota, însă umplând cu rabdurile sale mistice întreaga Biserică a lui Dumnezeu și hrănind până la sfârșitul veacului cu roadele sale mântuitoare, din timpul dumnezeiești liturghii, pe toți cei care caută viața cea veșnică. Aceste realități mai presupte fire din timpul Sfintei Liturghii, la care asistăm poate nepăsători, le descrie Daniel Turcea cu o sensibilitate și o frumusețe aparte în poezia intitulată Cerul coborât pe pământ. Hristos este cu noi, Hristos cel înviat. La fiecare liturghie este aici, în altar, în toată lumina Dumnezeirii sale, cutremurați-vă. Nu este gând, nu este dor, este cerul coborât pe pământ, cu îngeri mai mulți decât stelele, înconjurându-l. O cristale pe care inundă, o vuietă de arii neauzit. Iată, suntem orbi, suntem surzi, inimile s-au făcut cum e zmoala. Piatra bisericii este sfântă și cântă, văzându-i masa mormântului cu pline înfricoșătoare vedere. Fiți Teofor, fiți Cristofor, purtați-l în inimă, cum poți lumânarea de pași între palme. El este aerul, El este viața, El este sângele Dumnezeindu-ne. El ne vrea pe toți asemenea Lui. Cum nu vom fi vrednici de iar când sângele Lui a fost pentru noi, iar și iar răstinindu-se în toate liturghiile anului, și nu l-am vrut, și nu l-am crezut, și nu l-am urmat, și n-am vrut să fim fără moarte. Cerul se deschide înaintea noastră și vine potopul de raze, și vine Dumnezeu ca roa în potir. În Sfânta Euharistie, Domnul Iisus Hristos se pune la dispoziția noastră și pentru ca, odată cu Sine, să ne ofere Tatălui și pe noi, cei care ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Așa cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, la Dumnezeu Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfă curată.
Iar starea aceasta de jertfă curată nu o putem dobândi decât numai din starea de jertfă curată a lui Hristos, care în sensul acesta se aduce continuu Tatălui. Cunoscând aceste învățături, putem pătrunde mai ușor în adâncina unui versul precum. Păstra lumea în el ca pe o lacrimă șovăitoare, ca pe un trup și ca pe un sânge și ca o pâine și ca un vin. După convertirea sa, Daniel Turcea primește binecuvântarea de la un preot pentru Sfânta Împărtășare în noaptea de Paște, fără însă ca acesta de numă să-l și spovedească pe Dumnezeu poet. După ce s-a împărtășit, Daniel Turcea a fost cuprins de o mare tristețe și se gândea adesea că s-a cuminecat cu nevrednicie. În contrast cu acest episod, ultima sa împărtășire cu Sfintele Taine dinainte de moarte, fiind primită cu pregătire și pocăință, îi aduce o mare liniște și bucurie sufletească. Iată cum descrie Lucea Turcea pe fratele său la aceste clipe de har. Daniel s-a împărtășit cu atâtea evlavie și lacrimi de bucurie, încât nu găsesc cuvintele potrivite ca să descriu acest moment. Eu una nu mai văzusem ceva asemănător, n-am termen de comparație. Aveam impresia că trăiesc un moment prea frumos ca să poată fi și real. Ultimele cuvinte rostite de Daniel Turcea în această amăgitoare și trecătoare viață au fost rugaților. Poetul, după convertire, s-a transformat într-un om dedicat în întregime rugăciunii. Iar cuvintele sale de sfârșit au fost ca o încununare și ca o mărturisire acestei stări. Totodată, paginile Epifaniei ne introduc într-o atmosferă duhovnicească, asemenea cărților de rugăciune. Daniel Turcea a scris chiar o rugăciune în versuri pe care fiecare credincios o poate spune după ce s-a împărtășit cu dumnezeiește și înfricoșătoarele taine. Iisuse, cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu din Dumnezeu, Tu desăvârșirea, Cel care în Sfintele Taine întreg locuiești în mine acum, străin mie, lasă dar razele tale să strălucească în inima mea, învie sufletul meu cel pustit. Cum din piatră a izvorât apa cea vie, darul Tău în inima mea sfințind. Vino, Doamne, ajută-mă! Dumnezeule mare, Dumnezeule sfânt, Dumnezeule veșnic! Poetul Daniel Turcea poate fi considerat un simbol și un ocrotitor al unei abordări profund spirituale, cristocentrice a creației artistice. În aceste momente de cumpănă, românii nu au nevoie de o cultură ca și scop în sine, ci de o cultură a Duhului, o cultură mărturisitoare, o cultură care să sporească în noi și între noi prezența lui Dumnezeu. În anii 90 am făcut parte din Asociația Sfinților Creștini Ortodoși Români din București. Sora poetului Daniel Turcea venea des în sediul asociației noastre și se simțea foarte bine în jurul studenților. Ea ne spunea că avea ca volumul Epifania să fie publicat de asociația noastră. Din când în când ne-a arătat câte o poezie inedită a lui Daniel Turcea, unele dintre aceste versuri fiind publicate pentru prima oară chiar în revista asociației, Schimbarea la Față. În anii 1998-1999, asociația noastră a organizat concursul de literatură creștină Daniel Turcea. Am fost uimit să vedem că, în ciuda unei mediatizări modeste a concursului, am venit la redacția revistei sute de materiale din întreaga țară. Acum pot spune că nu numai ideea de literatură creștină i-a atras pe mulți tineri să ne scrie, dar și Daniel Turcea, ca toți oamenii mari duhovnicești, au putut, dincolo de moartea trupească, din puterea Harului, să adune inimile câtorva de tineri spre un sens spiritualizat al vieții și al creației artistice. Întrucât unirea de timp dintre Hristos și creștini, realizat în Dumnezeiască Euharistie, este o dovadă a supremei iubiri dumnezeiești, voi încheia această comunicare cu poezia Iubirea ce se pogoară. Atingerea-ți vindecă lepra, degetele tale doresc lumină, celor orbi le sunt dimineață. Iubire, ai petrecut cu ucenicii, ai umblat pe ape ca pe uscat, ai binecuvântat pâinile, ai tămăduit mulțimi, ai iertat, ai înguiat, ai adus bucurie, ai rostit despre lumină, ai chemat la viață și ai arătat viața și ai dat trupul luminii spre hrană și sângele luminii spre iertare. Și nu numai tu, ci toți câți au urmat ție,
numele cel prea dulce al izbăvirii Tu ești, apa odihnei cea mai viață, temeliile adâncului și izvoarele luminii ce nu e departe, ce nu e afară, iubirea ce vine din moarte, iubirea ce învie, sub ploaia de raze, orbitoare lumină, soare mai adânc decât cerul, soare cu trei străluciri, cu toată puterea de a fi, Tu ești, asemenea plinii, asemenea vinului, în adâncul inimii mai aproape Tu ești. Iubirea cea cu blândețe, iertând, mâinile ți le curci pe lemn, uimire, dăruiește-mi simțirea darurilor tale. Tu bucurie, Tu prea curată bucurie, mai presus de toate câte au început să fie și sunt.